domnului doctor George Cojocaru pentru a prezenta, de la știm cine este, numai ca să scurtăm prezentarea, pentru a vedea comunicarea, dezghețul în Lichida Crușciu și unele aspecte de probleme Basarabiei. Vă rog, domnule. Principala problemă cu care m-am confruntat la alimentarea Principala problemă cu care m-am confruntat la abordarea acestui subiect a fost de natură conceptuală. Literatura istorică de specialitate atunci când abordează această perioadă legată de numele lui Nichita Hrușciov, perioada cuprinsă între anii 1953-1964, vorbește despre epoca dezghețului. Eu mi-am pus întrebarea ce înseamnă dezghețul și am încercat să găsesc o definiție. Din păcate, din câte știu eu și bineînțeles că din punctul meu de vedere subiectiv, nu există o definiție exhaustivă asupra acestui fenomen. De cele mai dese ori, răspunsul este de natură factologică. Se înșiră o sumedenie de măsuri, acțiuni întreprinse de guvernarea Hrușciov în acea epocă, precum ar fi deschiderea porților Gulagului, revenirea oamenilor deportați supuși represiunilor din localitățile de deportare la Baștină, o anumită relaxare de natură economică, acordarea unor drepturi relative republicilor unionale ca subiecte ai Uniunii Sovietice, o încercare de încălzire relațiilor în interiorul lagărului socialist și o încercare de deschidere către Occident. Cam acestea sunt în linii mari dimensiunile care sunt invocate atunci când specialiștii oferă o definiție asupra epocii dezghețului lui Nichita Hrușciov. Probabil că definiția conceptuală, o abordare conceptuală asupra acestei epoci urmează să fie elaborată, poate chiar de către colegii de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, poate că de alți colegi. Oricum, este o provocare cu care noi istoricii ne confruntăm și căruia trebuie să găsim o soluție. În ceea ce privește dezghețul și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, aici, fără a pretinde să dau niște soluții conceptuale, pot să spun următorul lucru. Din cele urmărite de mine, în baza documentelor de arhivă, putem vorbi despre o suită de dezghețuri și înghețuri. Pentru că dezghețul lui Nichita Hrușciov nu a fost un fenomen în ascensiune continuă. Acest fenomen a avut deschideri și închideri, fluxuri și refluxuri, căderi, suișuri și coborâri și așa mai departe. Și această abordare teoretică se confirmă în totalitate în baza exemplului evoluțiilor istorice din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Și o să invoc câteva exemple aici. Bun. Întrebarea care se pune este când a început dezghețul? A început înainte sau după Congresul al 20-lea? Răspunsul este înainte, imediat după moartea lui Stalin și cel care a încercat să deschidă porțele, să opereze o deschidere în interiorul sistemului a fost nimeni altul decât Beria. Hrușciov a împrumutat multe din ideile lui Beria și le-a și realizat în mare parte. Apoi urmează, după 53, urmează anul 1955, când are loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, la care este abordată problema Iugoslavă. Domnul Stăcarin știe foarte bine ce s-a discutat acolo. Pentru prima dată acolo este supus criticii cultului personalității lui Stalin. Deci, iată o primă critică asupra personalității lui Stalin și sunt propuse anumite soluții pentru a remedia atmosfera din cadrul lagărului socialist. Congresul al 20-lea putem spune că este punctul culminant în această epocă de deschidere și de reconsiderare a temerilor
un regim de factură comunistă, de factură stalinistă. După Congresul al 20-lea, până pentru începutul anilor 60, lucrurile au avut o anumită continuitate. În baza exemplului Republicii Sovietice Socialiste Moldovești, putem spune că începând cu 1960, 1959, 1960, deschețul se transformă într-un îngheț, astfel încât în acești ani cuprins între 1959-1961, în 61 are loc pe acel de al 22-lea congres al PCUC, lucrurile rămân înghețate, iar după congresul al 22-lea, iarăși se operează o anumită deschidere, o încălzire, produce un impuls în viața socială, economică, culturală, intelectuală din acea epocă și până către 63 iarăși putem vorbi de un dezgheț. După 63 și în continuare, atmosfera din URSS va deveni una crispată, închisă și dezghețul se termină de fapt înainte de 1964, înainte de debarcarea lui Nichita Hrușov. Care sunt dimensiunile cele mai importante ale dezghețului care pot fi observate în baza exemplului Basarabiei. În primul rând, imediat după Congresul al 20-lea, este semnat o convenție de cooperare între Republica Populară Română și URSS. Această convenție prevedea o colaborare în diverse planuri, în plan cultural, în plan social, umanitar. Se prevedeau schimburi de delegații pe linie de partid, pe linia oamenilor, delegațiilor din sfera economiei, schimburi culturale, schimburi de colective de dansatori, etc., etc. Se permitea și se încuraja chiar abonarea publicațiilor periodice din cele două țări, schimburi de literatură și așa mai departe. Această convenție am descoperit-o în arhivele de la Chișinău, o copie am descoperit-o la Chișinău și originalul am descoperit aici. Cred că este și la Moscova, este un document foarte important și care nu poate fi ignorat atunci când ne apropiem asupra evoluțiilor relațiilor sovieto-românii în această perioadă. Convenția aceasta prevedea formarea unei comisii de experți care urmau să se întrunească, la începutul fiecărui an și se propun un plan de activități pe toate aceste domenii pentru anul respectiv. Pentru prima dată, în cadrul ședinței Comisiei de Experți de la București 1957, este inclusă în această sferă de cooperare bilaterală și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Republica, această entitate unională, urma să participe la toate activitățile prevăzute de textul acelei convenții. Și, într-adevăr, ce se întâmplă în această perioadă? Se deschide frontiera pentru prima dată în acești ani. Se întâlnesc oamenii de pe cele două maluri ale Prutului. La Chișinău, între altele, sosește o echipă de fotbal de orașul Stalin, pe atunci Brașov, astăzi, dacă nu mă înșel, care joacă un meci de fotbal la Chișinău și Steaua Roșie Stalin joacă cu Bure Vesnic de la Chișinău și primul meci, un meci istoric, de fapt, primul meci de fotbal care s-a jucat la Chișinău se termină cu înfrângerea celor de la Steaua Roșie Stalin cu scorul de 3-2. Un lucru important, se observă o deschidere culturală. De la Iași și în alte localități ale României, trec Prutul, colective de actori, teatrul Ion Caragiale poposește la Chișinău, respectiv actorii de la Chișinău trec Prutul din Coace, are loc un schimb intens de asemenea legături culturale. Un lucru foarte important în această perioadă, dacă analizăm limba
ziarul de la Chișinău, observăm că se limbajul și limba ziarelor devine una elevată, o limbă românească. Dacă până către 1956-57 ziarele de la Chișinău se redactau într-o limbă transnistriezată, o limbă greu de înțeles, o limbă la Idecevanu, ca cel care era părintele acestei limbi stilonosite și care pretendea că ar exista o altă limbă de vicea românească vorbită de mării din partea stânga a Prutului. Începând cu acești ani, 56-57, limba publicaselor periodice, limba vorbită la radio, de la tribuna unor întruniri publice, devine o limbă românească. De urmare, stabilirea acestor relații culturale se are un impact deosebit asupra culturii limbii vorbite și asupra culturii limbii scrise în la Chișinău și în stânga Prutului. Mai mult decât atât, în 1957 sunt abolite regulile gramaticale stabilite de regimul instalat după 1944 în Basarabia. Sunt abolite regulile gramaticale importate în Basarabia de peste Nistru și, în fapt, se trece la o nouă gramatică, o gramatică care aproape 100% era una românească. Bineînțeles că limba scrisul era scrisul cu litere slavone, cu literele vechi. Acest lucru nu s-a putut produce atunci, deși trebuie să spunem că în cadrul Academiei de Știință la Institutul de Istorie, Limbă și Literatură în acea perioadă au avut mai multe discuții la care au participat intelectuali, scriitori, jurnaliști, ziariști, poeți, oameni de artă, care au cerut în repetate rânduri să se revină la alfabetul latin. Atunci, în anii 50, însă acest lucru nu s-a reușit. Cei care au studiat această perioadă cunosc foarte bine că inclusiv filologi de talie europeană din Moscova, din Kiev, de la Leningrad de atunci, au susținut această cerință a intelectualilor de la Chișinău și au adus argumente forte în favoarea recunoașterii caracterului latin, caracterului latin al limbii și revenirea la alfabetul, la scrisul românesc. Putem numi aici printre personalitățile marcante care au pus această problemă, îl putem numi aici pe academicianul Șișmariov, pe profesorul Piotrovski, pe profesorul Mihal Cid de la Moscova și alții și o serie de intelectuali de la Chișinău, cum ar fi Vasile Coroban, Bogaci, Ion Vasilencu, scriitorii de la Chișinău, George Miniuc și alții, care au cerut să se opereze aceste schimbări. Și, într-adevăr, putem spune că această deschidere culturală între cele două mari republici a avut un impact benefic pentru evoluțiile culturale din Basarabia, pe termen imediat și pe termen mediu și lung, un impact sensibil. Cu toate că se părea că și România, așa cum a observat cineva, probabil, dacă nu încel, domnul Constantin, a observat aici că, deși și România și Uniunea Sovietică făceau parte din același univers socialist, concentraționarea, am putea să adăugăm, totuși aceste relații nu au cunoscut o dimensiune care exista între Uniunea Sovietică și alte țări socialiste. În baza exemplului Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, putem spune că la un moment dat, atunci când aceste schimburi culturale și mișcarea aceasta intelectuală de la Chișinău ia o anumită amploare, o amploare relativă, totuși atunci în anii 50, această mișcare pune în gardă regimul și în septembrie 1959 are loc o plenară a Comitetului Național, la care, pentru prima dată după Congresul al 20-lea, sunt atacați din nou naționaliștii, intelectualii care aveau pretenții de a se reveni la alfabetul latin și așa mai departe. Și se operează o serie de
de excludere, eliminări din instituțiile universitare, din presă, știință și așa mai departe. Pentru prima dată în 59, de la tribuna plenară din septembrie a Comitetului Central, primul secretar de atunci, Serduc, ucrainean de origine, a acuzat anumite medii intelectuale de specularea chestiunii frontierelor. Putem să amintim aici că în martie 1959 însuși Nikita Hrușciov a abordat chestiunea frontierelor postbelice la la un congres sau la o conferință a Partidului Unit, la o conferință pan-germană a Partidului Social-Democrat, pe atunci, sau nu știu, un istoriez german, de la Leipzig, și, între altele, a amintit și despre existența unei anumite probleme teritoriale între România, între Uniunea Sovietică și România, între România și Ungaria, pe de altă parte. Este interesant că pasajul respectiv din discursul lui Nikita Hrușciov, toate discursurile lui Nikita Hrușciov erau publicate și republicate în toate țările socialiste, pasajul respectiv în care se vorbea despre existența unei probleme de frontieră între Uniunea Sovietică și România, între România și Ungaria, nu a fost publicat în presa de la București. Mai mult decât atât, Gheorghe Udej povestește la ședința unui bureau politic, l-a invitat pe Iepișev, ambasadorul sovietic, și i-a cerut explicații în legătură cu această afirmație. Nu cunoaștem, eu nu cunosc, poate colegii de aici cunosc care a fost răspunsul Iepișev al autorităților sovietice, nu cunosc care a fost răspunsul respectiv, dar bănuiesc că această întrebare nu a trezit reacții pozitive din partea primului. Ulterior, așa cum a spus și domnul Stăcalin aici și ceilalți colegi, problema Basarabiei este cea care, pe fondul deteriorării relațiilor sovietico-române în legătură cu viitorul carierului sau cooperarea în cadrul tratatului de la Varșovia, în legătură în anul 1964, în legătură cu așa numitul Plan Valev, care prevedea formarea unor asociații transfrontaliere, deteriorarea acestui cadru de colaborare conduce la un anumit moment și la discuții asupra problemei Basarabiei. Aceste discuții sunt cunoscute de profesorul Buca, publicat în acest an o colecție de documente în care sunt redate aceste discuții foarte complicate, foarte grele, și acest cadru sumbru de la întâlnirile dintre cele două delegații. Prima întâlnire a avut loc în martie 64 la Bizunda, cu Hrușciov. A doua a avut loc la Moscova și aceste discuții între Maurer, pe de o parte, și delegația română, și pe de altă parte Podgorne și Osipin și delegația sovietică, la care apare pe tapet problema Basarabiei. Problema Basarabiei este cea care aruncă în aer, putem spune, relațiile, cadrul de fraternitate de altă dată în domeniul relațiilor bilaterale sovieto-române, și pe acest fond relațiile sovieto-române într-un cont de umbră. Mai mult decât atât, dacă conducerea de la București punea problema din punct de vedere istoric, adevărul istoric în optica conducerea de la București trebuia să fie recunoscut de ambele părți la discuție. Conducerea sovietică aborda problema dintr-o perspectivă politică. Doar punerea acestei probleme de către conducerea de la București era interpretată ca existența unor pretenții teritoriale. Acest fapt, bineînțeles, că nu avea cum să contribuie la depășirea acestui cadru, și putem spune că problema Basarabiei diferențiază radical atitudinele față de această problemă și creează un disconfort pe termen lung în sfera raporturilor bilaterale. Punct aici, pentru că timpul se scurge foarte scurt. Mulțumesc pentru atenție. Pentru informații extrem de interesante, sigur